Salutare și bine te-am regăsit! Bine ai revenit pe Casa de IT-ist! Astăzi te-am pregătit prețuri, ți-am pregătit prețurile pe care eu le-am plătit pentru realizarea fundației. Foarte mulți dintre voi m-ați rugat să vă spun cât mă costă realizarea casei pas cu pas. Inițial nu am vrut să vă spun pentru fundație pentru că nu vreau să vă influențez înspre rău, casa mea fiind o casă ceva mai atipică, și drept urmare nu am vrut să vă spun, dar din cauza depășirii extraordinar de mari de buget pe care eu am avut-o din cauza tuturor acestor scumpiri, din cauza acestei nebunii care se întâmplă acum în piața, în piața internațională, am stat mult pe gânduri și am decis să vă spun și să vă ajut. Îmi doresc foarte mult să nu pățiți ceea ce am pățit eu și să nu ajungeți la anumite blocaje. Noi vom merge mai departe momentan și vom ridica casa, după care o să vedem exact ce se va întâmpla. Aici unde sunt eu acum bate foarte tare vântul, sper să mă auziți, sper să se audă ok. După cum vă spuneam, v-am pregătit prețuri, am aici o hârtie, mi-am notat tot, o să mă vedeți că citesc de pe ele pentru că sincer nu le țin minte. Știu suma totală care, repet, m-a îngrozit. Dar vreau să vă dau informația de la cap la coadă să puteți să analizați corect pentru proiectul vostru. Încep prin a vă spune că eu, așa cum voi știți foarte bine, construiesc pe structură ușoară. Asta înseamnă că am un proiect foarte diferit. Vecinul de lângă mine, care construiește pe zidărie la aproximativ 8 metri de mine, deci din limita mea de fundație până în fundația lui sunt undeva la 8 metri, el a avut o tehnologie complet diferită, din cauza că terenul nu este portant, este ceva mai ud, avem și valea în spate, el a trebuit să facă radier și automat a băgat de vreo 4 ori mai mult fier, doar fier în fundație plus multe alte lucrări. Așa că ceea ce vă recomand în primul rând și v-am recomandat și în alte emisiuni este să faceți un studiu geo chiar înainte să cumpărați terenul, dacă urmează să-l achiziționați și nu-l aveți deja. Să vă dați seama cam despre ce e vorba în funcție și de ceea ce vreți să construiți voi. Dar atenție să faceți un studiu geo cu cineva care vine și forează și ia probe de pământ, nu acele studii geo făcute doar de dragul actelor și a hârtiilor, acelea făcute în birou. Acum să revenim. În cazul meu vă spuneam, am o structură ușoară și trebuie neapărat să luați asta în calcul. Drept urmare, poate ați văzut în videourile în care am realizat fundația, că nu am avut fier în fundație, cantitatea de fier pe care eu o să vă spun este mică raportată la alte proiecte și trebuie să luați toate aceste aspecte în calcul. Acum haideți să vă spun dimensiunea casei mele și te rog pe tine ca jos în comentarii să-mi scrii acum, după ce îți spun dimensiunile, cât crezi tu că m-a costat fundația. Este un exercițiu foarte bun de estimare versus costuri reale. Așa, la final, o să putem să comparăm ce ai crezut și ce a fost exact plătit cu factura. Fundația pe care voi o vedeți aici are următoarele dimensiuni. Fundația casei are o lungime de 20 de metri pe 7,2 metri. Asta înseamnă 144 de metri pătrați. La asta se mai adaugă fundația foișorului, cu siguranță ați văzut-o în videourile mele. Ea are 6,9 metri pe 4,8, mai exact are 33 de metri pătrați. Acestea adunându-le avem 177 de metri pătrați de fundație. Gândiți-vă că asta poate să fie lejer fundația unei case de 177 de metri pătrați, amprentă la sol, o casă pe un singur nivel. Ăsta este proiectul meu, sumele sunt spuse și sunt plătite pentru proiectul meu. De ce am ales să fac așa? Dacă puteam să fac diferit, asta ține de preferința mea și de ceea ce vreau eu să implementez aici, în proiectul casei de IT-ist. Acum, vă las câteva secunde. Scrieți-mi jos în comentarii cât credeți voi că am plătit eu materiale plus manoperă pe realizarea unei fundații de 177 de metri pătrați pentru o structură ușoară, fundație pe care ați văzut-o în videourile mele. Aștept!
V-am pregătit niște cantități de care am avut nevoie. Și mai exact, am avut undeva la 3,5 tone de fier aici, în elevație și în placă. Vecinul de lângă mine, am înțeles că doar la nivel de fundație a avut undeva la 12 tone. Da? Deci am avut 3,5 tone de fier plus cuie, distanțieri, sârme și alte materiale de care am avut nevoie. Beton am turnat. Beton C8 pe 10, am avut 63 de metri cubi. Asta a fost betonul din fundație, din pământ. Da? În elevație, deci în ceea ce este din pământ, am avut beton C16 pe 20, 21 de metri cubi. După ce s-a întărit elevația, ați văzut că am turnat placa și placa a avut din nou beton C16 pe 20, 36 de metri cubi. Deci am avut un total de 120 de metri cubi de beton. Pentru a aduce din stație în șantier acest beton, am avut nevoie de 14 cife. O cifă transportă undeva la 9 metri cubi maxim. Cel puțin ce am lucrat eu, nu știu dacă sunt și mai mari. Dar 9 ne-a adus per transport 9 metri cubi, deci am avut 14 cife. Bun. Astea fiind spuse, pe lângă asta am avut polistiren, ați văzut, am avut folie, am avut hidroizolație, am avut pietriș și așa mai departe, dar astea sunt principalele și cele mai mari. Să o luăm de sus în jos. Polistirenul m-a costat atunci când l-am cumpărat eu, atenție, s-a scumpit de atunci undeva la vreo aproape 20%, ceva de genul. M-a costat 10.740 de lei, adică 2.170 de euro, cu transport în șantier. Fierul din fundație, vă spuneam că am avut 3,5 tone. Pe lângă asta se mai adaugă cuie, distanțieri pentru cofraje, sârme, chestii de genul ăsta. Le-am luat toate pe o singură factură și nu le-am detaliate. Dar cam tot ce a fost de fier, am mai luat câteva chestii separat, au fost pe o singură factură plătit 30.656,99, adică rotunjit la 4,95 de lei euro, rotunjim și ajungem la 6.193 de euro, fierul din fundație. Am mai cumpărat folie de plastic și cuie în valoare de 580 de lei, adică 117 euro. Am cumpărat niște mustăți extra de fier. La un moment dat am plătit 330 de lei, au fost o cantitate foarte mică. Hidroizolația de fundație, adică acea hidroizolație pe bază de ciment și bituminoasă pe care ați văzut-o, a fost în total 2000 de lei, adică 404 euro. Turnarea 1 de beton, și atenție, foarte important la beton să luați în calcul faptul că pe lângă beton efectiv aveți nevoie de transportul lui și de pompare. Da. Deci, turnarea 1, factură totală a fost 22.610 lei, adică 4.577 de euro și asta a fost pentru 63 de metri cubi. Betonul, transportul și pomparea, după cum vă spuneam. Am plătit separat serviciile de fasonare a fierului, adică de îndoire a lui și mi-au fost aduse exact bucățile din proiect. 747 de lei, adică 151 de euro. Turnarea a doua de beton, turnarea elevației, m-a costat 9.038 de lei, adică 1.830 de euro. Țeavă de canalizare plus diverse materiale cumpărate dintr-un magazin de DIY, 700 de lei, adică 141 de euro. Alte diverse mici mărunțișuri cumpărate, mers până la magazin, mai cumpărat câte una alta, am avut încă 500 de lei, adică 100 de euro. Pentru, ați văzut că în fundație, pentru ruperea capilarității, am adus pietriș, iar pietrișul a fost 2300 de lei, cu tot cu transport, adică 465 de euro. Folia de plastic, niște folie extra de plastic, 150 de lei, au fost câteva completări. Excavatorul pentru umplerea elevației, pentru că am închiriat 4 ore un excavator să putem să introducem pământul în elevație, a fost 700 de lei, adică 141 de euro, repet, pentru 4 ore de lucru.
Betonul pentru turnarea plăcii de parter a fost 16.029 de lei, adică 3.238 de euro. Manopera a inclus deplasarea echipei. Echipa a venit din Râmnicu-Vâlcea, au venit în Cluj, au avut cazare, au avut mâncare în Cluj, au venit inclusiv cu un excavator pentru săpătura fundației din Râmnicu-Vâlcea. Din diferite motive cu care am fost de acord, nu vreau să intru acum în aceste discuții pentru că vreau să rămânem la prețuri. Manopera a inclus tot panouri de cofrare, absolut tot. Și manopera m-a costat, am avut două tranșe. Am avut prima tranșă de 31.000 de lei, adică 6.275 de euro, iar a doua tranșă a fost de 27.000 de lei, adică încă 5.455 de euro. Deci, în total, manopera m-a costat 58.000 de lei. Astea fiind spuse, dacă tragem linia, tot ce v-am calculat aici, ajungem la magnifica sumă de... Atenție, eu îmi estimasem undeva la 20.000 de euro fundația când am început proiectul Casă de Itist. Și acum vine suma adevărată. Gândește-te la suma pe care tu mi-ai spus-o inițial, că acum îți spun eu exact cât m-a costat pe mine, bineînțeles, în proiectul meu. În lei, 155.081 de lei. Asta transformat în euro, la un curs mediu de 4,95, vine 31.000 de euro, 356. Deci 31.356 de euro doar pentru fundația casei și a foișorului. Dacă împărțim această sumă la 177 de metri pătrați, ne rezultă 177 de euro per metru pătrat de fundație. Acum gândește-te cât ai estimat tu inițial. La cât ai crezut că ajung? E realist sau nu? Eu asta am plătit, nu sunt povești. Gândește-te că doar betonul pe care eu l-am turnat împreună cu serviciile de transport și pompare au fost 11.860 de euro, 120 de metri cubi. Asta înseamnă 99, aproape 99 de euro per metru cub. Dacă discutăm că o să primești un preț, cel puțin în Cluj-Napoca, unde construiesc eu, pentru C16 pe 20, era undeva la 305 lei metru cub, 305 lei metru cub, bineînțeles asta e fără TVA, da? 305 lei, vine 305 lei, plus TVA, plus transport, plus pompare, practic ajungi la 500, aproape 500 de lei metrul cub. Gândește-te dacă ajungi să construiești pe zidărie, să mai ai stâlpi, să mai ai o placă de etaj, să mai ai poate o placă peste etaj, deci două plăci pe lângă fundație, gândește-te foarte bine și fă-ți foarte bine calculele. Astea fiind spuse, ți-am pregătit și emisiunea cu prețurile. Eu sper să-ți placă, iar dacă te ajută, nu uita, dă-mi și mie un like, un share și un subscribe. Așa mă ajut. Aștept și sper ca după emisiunea asta, pentru că sunt cât se poate de transparent cu voi, să ajungem la 1000 de abonați și să creștem în continuare, dar după emisiunea asta sper să putem să ajungem 1000. Acum suntem la 700 și ceva de abonați, cifrele cresc continuu, frumos și chiar îmi place. Vă rog să luați în calcul aceste cifre, pentru că sunt cât se poate de reale. Vă mai spun încă o dată, suma finală 31.356 total, din care manopera este aproape 12.000 de euro, nu chiar 12.000 de euro, aproape. De la 12 la 32.000, aproape 20.000 de euro, deci cam 20.000 de euro au fost materialele și atenție, este o fundație ușoară, o fundație simplă. Astea fiind spuse, sper ca informația pe care ți-am pregătit-o să-ți fie de ajutor, să te ajute și pe tine să-ți faci niște calcule corecte și să nu pățești ca și mine, să-ți depășești cu peste 50% bugetul inițial. Eu sunt Bogdan, tu faci parte din proiectul Casă de Itist, iar până data viitoare
Eu te salut, numai bine, like, share, subscribe și mă ajuți. Te-am salutat. Ciao, pa, pa!